Cei care s-au născut în zodia Taurului vor avea în ziua de 15 octombrie până spre seară o perioadă în care se vor preocupa de bani. Gânduri, preocupări, comunicare, studiu, lectură, dialoguri pe anume teme, consfătuiri, consultări sau dialog în familie cu cei apropiați. Consultarea presupune că te adresezi cuiva în niște condiții oficiale. Dar se poate ca oamenii să vorbească între ei ca frații, ca prietenii, ca rudele, în fine. Și să abordeze o anume temă, ca să vadă cum o privește fiecare. Se păstrează în continuare activ un mănunchi de trigoane simple. Acestea alcătuiesc și trigoane regale pe cele trei semne de aer. Și aici intră în joc Soare, Venus și Mercur. Pe fond acestea alcătuiesc o echipă bună. E un spor, o intensitate pe care o primește planeta Venus de la Soare și invers, Soarele, latura bună, plină de șansă, introdusă de Venus în acest schimb de influențe reciproce. Mercur e speculativ, dă subțirimea minții, intuiție, adecvare, dă ceea ce eu aș zice bun simț sau logică sau măsură. Bun simț nu în sensul de politețe, ci bun simț în sensul de reglare și de adecvare a reacțiilor nativului la tot ceea ce se întâmplă. Privește corect, răspunde adecvat, nu deformează adevărul, formulează pretenții juste, legitime, care pot să fie tocmai de aceea luate în calcul, înregistrate, comentate și eventual chiar onorate, să li se facă pe voie. Au o nemulțumire, o formulează, au o cerere, li se răspunde în principal favorabil. Săptămâna e mai bună din acest punct de vedere decât cea care s-a încheiat, pentru că se realizează niște relații armonice între mai multe planete care își corespund, funcționează mai bine, sunt mai sudate, mai legate. E un context bun. Pentru mult timp de acum încolo, ceea ce se petrece în această săptămână nu se va mai repeta. Așadar, pe tot ceea ce înseamnă bani, taxe, datorii, obligații bănești, venituri salariale, câștiguri dintr-un efort personal, toate acestea sunt corect și bine aspectate, înțelese și trăite. Casa a treia nu e o noutate, acolo este luna neagră, ea începe să se apropie de o opoziție la grea perfect cu Pluton. Nu o face, evident, săptămâna asta, deja e într-o relație complicată, nu e lucru cel mai bun pe sectorul comunicare. Depinde și unde se manifestă. Sectorul cel mai deficitar pentru acest context astral este cel al examenelor și al mediului care presupune învățare, școlaritate, pedagogie. Aici se poate rata ceva. Un concurs, o selecție, mai ales dacă este vorba de cei tineri. Se poate rata și din felul în care se prezintă și din felul în care vorbesc, răspund, dar și dintr-o serie întreagă de situații care complică lucrurile. Nu ajung la timp, sunt deficiențe de transport. În fine, mulțimea evenimentelor care se pun de-a bățul pentru ca lucrurile să meargă bine. Sigur că se poate rezolva o astfel de problemă cu atenție, cu prudență, cu supraveghere, cu un fel adecvat de a se raporta și la momentele neplăcute. Viața e făcută din bine și rău de dimineață până seara, nu este o noutate. Partea mai puțin convenabilă este cea născută din același tipar astral, denumit pătrat mistic, pe cele patru brațe ale crucii cardinale, care a funcționat și săptămâna trecută, se va menține și între 15 și 21 octombrie.
Depinde acum câtă rezonanță are. Sunt și persoane care nu sunt chiar așa de transparente la aceste vibrații și care reușesc să străbată momentul echilibrat și demn. Între 18 octombrie, după ora 8 dimineața și 20 octombrie după amiaza, mecanisme care teoretic pun în discuție niște sentimente, atașamente, trăiri, emoții născute din relația nativilor cu unul sau cu ambii părinți, cu o rudă sau cu întreaga familie, cu o temă secvențială din viața domestică sau cu toate problemele de familie, de gospodărie, de patrimoniu care trebuie administrat. Vorbeam mai de mult despre problemele celor care nu locuiesc în țară și pentru care țara e un reper, acel acasă. Se consideră că toți cei care au plecat din țara lor nu sunt niciodată acasă. Pe principiul apartenenței, prin limbă maternă și relații de sânge, cu familia pe care au lăsat-o, cu țara în care s-au născut și limba în care se exprimă sau se mai pot exprima de pe vremea când au învățat să vorbească. Dacă au stat foarte mult în străinătate, sigur că le este mai la îndemână să se exprime în a doua, a treia limbă pe care au învățat-o pe acolo. Dar totuși nu este limba maternă. Și spuneam mai de mult, cu niște săptămâni în urmă, cum se conturează aceste discrepanțe. Pentru unii capătă nuanța dorului, pentru alții dorința de repatriere, pentru alții presiunea socială a mediului, nu mai pot să rămân acolo. Alții au tot felul de încurcături în străinătate și iau în calcul o relocare, altă țară. Dar alții iau în calcul și o revenire în țară. Aici lucrurile nu țin de sfatul astrologului, fiecare știe nivelul de competență profesională, ce poate să facă dacă face față în străinătate, dacă se poate integra, dacă se simte asimilat de valorile acelei culturi și de mediul în care trăiește sau se simte respins. Și dacă se simte respins și nu poate face niciun compromis, este evident că varianta revenirii în țară e de luat în calcul. Depinde și cu ce preț, depinde cu ce sacrificiu, depinde ce lasă acolo. Poate că lasă un serviciu foarte bun, ofertant, poate că lasă un salariu foarte bun, poate că lasă un mod de viață personal plin de confort, depinde. Alții nu lasă toate astea. Fiecare își analizează viața și ia o decizie, doar că decizia este sub presiune, sub presiunea momentului, sub presiunea evenimentelor, sub presiunea unor conjuncturi care depășesc propria lui voință și putință. Evenimentele la nivel macro, la nivel național, internațional, între state, conjuncturile care, la un moment dat, fac ca viața lui, condiția lui, să fie mai complicată decât a fost înainte. Între 20 octombrie, după ora 19 și 30 de minute și 21 octombrie, mecanisme afective care vorbesc despre stabilitate, echilibru, nevoie de calm și poate chiar de cunoaștere corectă a gândurilor celuilalt. Chiar dacă relația durează de mult timp, cunoașterea celuilalt într-o poveste sentimentală este fără sfârșit. Nu-i pui punct niciodată. În permanență redescoperi partenerul, în permanență vezi laturi noi și acela evoluează și acela rezonează cu realitatea și oferă și el motive. Uneori de bucurie, de entuziasm, cât de bun, de performant, de special este, alteori, în fine, lasă semne de întrebare în urma lui și îl pune pe gânduri pe nativ. De aceea dorința de a cunoaște foarte exact ce se întâmplă cu partenerul nu are nicio legătură cu timpul scurs până în acel moment de când s-au cunoscut. Poate că s-au cunoscut de o lună,
poate că s-au cunoscut de 5 ani, poate că s-au cunoscut acum 25 de ani. Nevoia de stabilitate și cunoaștere în aceste zile e la fel de reală, de profundă, poate și de motivată. Rămâne bună prezența celor trei planete în casa sănătății. Ele aduc calm și echilibru. Îi rog pe cei care ascultă această analiză, evident, sunt născuți în zodia Taurului sau au ascendent în Taur și aparțin altor zodii. Sunt și oameni care se uită în paralel la zodia căreia îi aparțin prin prezența soarelui în momentul nașterii și apoi la ascendent, dacă și îl cunosc. Și atunci fac o sinteză între cele două variante. Deci îi rog pe aceștia să urmărească analiza pe care am făcut-o pentru sănătate la rubrica Boli și vindecări astrale, pentru că acolo am acordat un spațiu special. Este și ultima analiză dedicată funcției rinichilor, pentru că era vorba de balanță și a tuturor aspectelor pe care le ridică o problemă de sănătate legată de zodia balanței. Și Taurii au casa a șasea sănătății pe balanță, deci acolo e un marcaj pe aceste funcții renale. Nu pot să repet ceea ce am spus, pentru că rubrica e destul de stufoasă și bogată în detalii și destul de lungă. Prin urmare, vor completa ceea ce este la cea zodie cu ceea ce spunem acum. Rămân însă, pe fondul multor opoziții și pe fondul destul de multor quadraturi, pentru că, de exemplu, sfârșitul săptămânii se asociază cu quadratură Pluton-Soare, se asociază cu quadratură Pluton-Venus, se asociază cu niște mecanisme ostile liniștii cerebrale. Am mai vorbit despre acest lucru, rămâne valabil ceea ce am spus pentru perioada 1-7 octombrie și pentru perioada 15-21 octombrie. Mergem pe aceeași direcție. Undeva în lăuntru unor oameni există niște mecanisme destul de tulburate la nivelul gândurilor, crezurilor, convingerilor. Acolo sunt posibile destabilizări, uneori le amplifică din vari motive, în funcție de vârstă, de o stare de sănătate alta decât cea cerebrală, apoi de condițiile sociale și materiale. Și niște zile proaste pot să își pună amprenta și să accentueze aceste stări. Altfel însă, bine ar fi ca oamenii să nu dea curs acestor trăiri intense, pentru că nu e nevoie să-și pună mintea în felul acesta sub presiune. În primul rând că este și Chiron, care face opoziție la grea perfect cu Venus, și atunci e o mică lecție de viață. Vor învăța ce să nu mai facă, vor învăța ce să nu mai simtă sau să trăiască sau să complice sau să dea frâu liber, pentru că iată ce consecințe sunt pe propriul lor organism, pe funcții, mai bine zis, pe disfuncții, pe tulburări și cât de greu este apoi să se liniștească. E o mică lecție de viață, ea trebuie ținută minte, pentru că oricând se mai poate întâmpla o astfel de destabilizare. Mai este și Jupiter. Partea bună este că la un moment dat Jupiter va dispărea pentru două luni și atunci tot ceea ce a susținut el și a amplificat se va atenua, dar nu e cazul acestei săptămâni.